În acest an, dar mai ales în ultimele săptămâni, la evidența persoanelor a fost mai mereu aglomerație la ghișee. Giugiuveni care își renuiesc actele de identitate, dar și foarte mulți care solicită viză de flotant pe raza municipiului Giurgiu sau a localităților din județ. Așa se face că, potrivit datelor de la Direcția pentru Evidența Persoanelor, de la începutul acestui an și până în prezent, numărul celor care au solicitat viză de flotant a crescut cu 300% față de anul trecut. În baza unei cooperări între Poliția Județeană și Evidența Persoanelor, polițiștii giurgiuveni au efectuat până acum peste 1100 de verificări la persoane care și-au stabilit reședința în diferite localități ale județului Giurgiu în perioada 1 ianuarie-27 mai. Facem o verificare la adresa dumneavoastră de aici, să vedem dacă figurați cu reședință pe raza comunei Bubucata, județul Giurgiu. Da. Da? Deci, da, vă solicităm să ne dați actul de identitate. Stați acolo. Vă solicităm actul de identitate să vedem dacă corespund datele dumneavoastră cu cele care le avem noi întocmite aici. Da. Să dumneavoastră aveți domiciliu în București și reședința la Bubucata aici, da? În perioada de vară locuiți aici, da? Corect. Mai bine ca la țară, nu-i nichel. Deci dacă doriți să ne prezentați și nou actul de identitate, să verificăm dacă corespund datele cu... Da. În urma verificărilor polițiștilor la persoanele care au solicitat vize de flotant, s-a întocmit până acum un singur dosar penal care se află în cercetare la parchetul giurgiuvean și care vizează mai multe persoane care au solicitat vize de flotant la aceeași adresă.